îndreptăm spre o nouă experiență. Sunt cu colegii mei, George și cu Cătălin. Am ales să vizităm câteva case săsești dintr-un sat cu aproximativ 120 de locuitori. Un loc în care natura te primește cu armonie. Am ajuns în Cund, dragilor, un sat transilvanean unde înțeleg că ospitalitatea este la ea acasă. Urmează să vedem împreună o cazare care anul trecut a fost destinația anului la categoria atracții gastronomice, iar anul acesta este finalistă la aceeași categorie în cea mai importantă competiție și anume destinația anului. Urmează să vedem câteva dintre casele din ansamblul de aici, un ansamblu de case săsești răsfirate prin tot satul, care vă așteaptă pentru relaxare și pentru o experiență autentică. Uitați cu ce imagine suntem întâmpinați aici, sunt trei cai frumoși foc, care se bucură și ei de priveliștea pe care o oferă această casă, care are o curte imensă, curtea prinde inclusiv dealul pe care îl vedem în față. Bună! E bună iarba? Ce faci, mă, băiatul? A plecat. A părăsit. Nu i-a plăcut să stea de vorbă cu mine. Nu-i nimic. Mergem să vedem cum arată această casă uriașă, aș spune eu, în interior. Sunt 9 camere, adică e potrivită fie pentru grupuri mari de prieteni, fie pentru cei care vor să închirieze o singură cameră. Ce frumoasă e terasa asta! E o terasă, o sufragerie, cred, dar i-aș spune și terasă închisă. Se vede frumos tot ce se întâmplă în jur, văd caii de afară și foarte mult verde. Îmi place mult cum este decorat, așa mă duce cu gândul la ceva vechi și totuși actual. Lemnul este elementul cheie de la toate aceste căsuțe pentru că aproape tot mobilierul este făcut în propriul atelier de către tâmplarul István de aici. Interesant dormitorul, îmi place patul ăsta așa în stil baldachin și foarte înalt. Și când dormi aici te trezești... Dacă ai norocul să fie căluții care zburdă pe aici. În rest, nu sunt foarte multe elemente, pentru că aceste locuri sunt create să vii să te conectezi cu natura, să asculți natura care aici chiar tace. Nu ai nevoie de prea multe elemente de interior, însă sunt sigură că patul este foarte comod. Să mergem și la etaj, zic. Avem aici un dormitor mai mare, la fel de simplu, cu la fel de mult lemn, dar ce are în plus este un spațiu pentru birou, dar un birou cu priveliște, care este atât de frumos conturat, tot din lemn, așa, precum o cupolă. De data aceasta avem o curte imensă care găzduiește mai multe case, case care toate sunt pentru cei care caută experiențe aici. Noi o să o vedem pe cea din stânga mea. Hai să o descoperim împreună! Potrivită pentru 4 persoane sau pentru o familie cu 2 copii mici, această casă are așa, acest living cochet, frumos, colorat în culori pastelate, să nu ne obosească privirea pentru că venim să ne odihnim aici, atât mintea cât și sufletul. Aici cred că e un pat care se trage, se face pentru 2 persoane, sobă, pentru că nu se poate să nu avem sobă într-un astfel de loc. Un dormitor aici, se simte că e ceva autentic adus în zilele noastre cumva. Adică îmbină foarte bine autenticitatea locului cu nevoile noastre din prezent. Apoi am luat-o la pas pe ulițele satului. Am admirat împrejurimile, dar am stat de vorbă și cu Sergiu, administratorul caselor, care spune că toți cei de aici se mândresc cu micuțul lor sat, cu peisajul, cu manufactura de brânză, dar și cu istoria locului prin Biserica Evanghelică Fortificată, aflată în centrul satului. Ea a fost edificată în secolul XV. Ulterior, în 1804, i s-a adăugat turnul vestic, turnul clopotniței. 30 de ani mai târziu, i s-a adăugat și o orgă deosebită la interior. Știu că mi-ai povestit de faptul că
se întâmpla ceva în turnul bisericii, având în vedere că satul Cund este unul săsesc. Spune-mi tu, da. E realitate, nu? Nu e, e doar bani. E realitate pe care am aflat-o și eu de la socrii mei, care sunt oarecum de aici din zonă. Sașii aveau foarte multe, aveau multe elemente de organizare. Ce făceau ei? Tăiau porcii, slănina de la porci, care e atât de renumită în zona noastră, în Ardeal, bineînțeles alături de pălincă și alte specialități zonale, o țineau împreună în turnul clopotniței, deci în turnul bisericii. Acolo era, exact, toți. Era un responsabil, era un registru în care se ținea evidența foarte frumos, accesul era la fel limitat și stabilit foarte clar, trăiau împreună și aveau organizarea asta care le, cum să zic, le făcea viața frumoasă. Apoi ne-am îndreptat spre epicentrul acestor case săsești, zona cu restaurant și spa. Aici ne-a întâmpinat Iolan, o unguroaică pregătită să ne arate cum se face chiurtoșul. Eu sunt curioasă dacă e diferență între aluatul de la chiurtoș și aluatul de la cozonacul românesc. Da, este o diferență. Aici se pune în chiurtoș colaci făină, așa, unt, ouă, zahăr, zahăr vanilat și unt. Se frământă din această compoziție un aluat, așa, și din asta se face chiurtoș colaciul. Așa, și se face așa pe lemn, da? Da, pe lemn și se coace pe jar. De unde aveți rețeta de chiurtoș? De la bunici. Așa, și din copilărie faceți sau? Da, din copilărie făcea mama și după mama urmez eu să fac. Și dumneavoastră pe cine ați învățat? A, pe colegii cu care lucrez aici. Bineînțeles că nu am rezistat și am mâncat nițel din chiurtoș. Chiar dacă știam că urmează să mă întâlnesc cu neamțul Jonas și cu preparatele lui speciale pe care le pregătește pentru toți cei care vin aici, în acest cadru mirific. Nu am avut parte de mâncare tradițională, așa cum probabil v-ați fi așteptat, ci de un meniu de 6 preparate fine dining, precum un mus de sfeclă roșie și miere afumat cu cremă de hrean și macrou din Delta, o salată de quinoa cu brânzeturi din zonă, o supă cremă de linte făcută după rețetă din Africa de Nord. Sună bine așa, un neamț care în România a făcut o supă specifică Africii de Nord sau Africii de Sud. Da, Africa de Nord. Cu ingrediențe din Transevala. Acolo avem un millefeuille de sfeclă roșie copt la smoker, iarăși marinat în oțet de vin și un pic de ulei de flora soarelui presat la rece. Felire acest sfeclar, avem un pic de crema de brânză de capra din satul nostru asezonat cu un pic de trufă. Ca știți, suntem în zona de trufă și nu poate să lipsește. Chiar dacă nu e sezonul plin de trufă, e ceva deosebit. Și avem niște alune prăjite acolo, un pic de rucola și un pic de marinadă de afila. Specifica nostru este să folosim foarte multe mangalița. Eu sunt îndrăgostit de mangalița. Când am venit în România, am mâncat prima dată mangalița. Și aici, când am descoperit, am îndrăgostit la prima vedere. Tot la prima vedere s-a îndrăgostit și de România, în urmă cu ceva timp. Și de atunci se îndrăgostește zilnic de tot ceea ce îl înconjoară în sătucul care i-a devenit casă. Am mâncat câte puțin din toate, am admirat iazul aflat în curtea lor, am jucat tenis de masă cu colegul Cătălin, iar apoi am plecat spre zona de spa. Acolo sus, în vârful dealului, există un spa la care se ajunge doar cu mașini 4x4, astfel că cei de aici pun la dispoziție o mașină care să ducă turiștii acolo și acolo urmează să îmi închei seara, să mă relaxez, să mă bucur de timpul rămas aici la Cund. Aici este ciuborul și vă rog frumos să admirați în jur, să vă uitați și voi și să vedeți cât de frumos se vede. Sunt numai voi, dealuri, verde mult, natură. Peisajul de aici este cu adevărat unul care te relaxează în combinație cu un ciubăr cald. Iar aici, hai să vedem, acolo este sauna și uitați cât de frumos au pregătit pentru mine. Lumânări, vin, un aperitiv, unt, pâinici calde, toate acestea la gura sobei cu acest peisaj minunat. Abia aștept să mă relaxez.
Vă spun sincer că aș fi dormit acolo, dar nu am vrut să ratez atmosfera din jurul focului de tabără pe care l-au făcut seara în curtea restaurantului. Alex, încheie experiența mea așa, la aer curat, lângă focul de tabără și încântată de tot ceea ce am descoperit aici. Sper din suflet că v-am inspirat și pe voi. Sunt Cristina Șeuleag. V-am pupat!